Direcția pentru Agricultură din Mehedin ți-a prezentat un material despre impactul pe care îl au cursurile de formare profesională pentru producătorii agricoli în vederea accesării și implementării fondurilor europene. Cursurile se adresează persoanelor care nu au o pregătire profesională sau au un nivel cunoscut de cunoștințe în domeniul agricol, zootehnic, piscicol, agroturism sau alte domenii de solicitare. Scopul acestora constă în dobândirea cunoștințelor și competențelor necesare aplicării unor tehnologii moderne care să le asigure absolvenților rentabilitatea activităților pe care le desfășoară. Cursul de inițiere cu o durată minimă de 80 de ore pentru dobândirea unor cunoștințe, pricepe și deprinderi minime necesare activităților agricole. Din 2017 până în prezent au fost organizate 41 de cursuri de calificare și inițiere cu 690 de absolvenți. Dintre acestea au fost 10 cursuri de lucrători în cultura plantelor cu 165 de absolvenți, 3 cursuri de creștere animalelor cu 45 de absolvenți, 12 cursuri de apicultori cu 160 de absolvenți și de pescare în ape interioare și de coastă, 16 cursuri cu 320 de absolvenți. Sunt cele mai cerute pentru că suntem la Dunăre și toată lumea vrea să fie pescar și nu poate fi dacă nu absolvă aceste cursuri de calificare. La absolvirea cursului se va elibera un certificat de calificare profesională cu recunoaștere națională însoțit de o anexă în care s-au precizat competențele profesionale dobândite în meseria respectivă. După finalizarea cursului se monitorizează activitatea fiecărui absolvent în vederea stabilirii impactului, eficienței acestuia și îmbunătățirea calitativă.